Salut, salut! Aici iFlow Row! Astăzi continuăm seria de Minecraft! Da, dragii mei, ăsta va fi episodul 4 și în acest episod vom lucra la mine, vom săpa în jos și Doamne ajută să găsim multe caverni și multe lucruri bune. Bun, am lucrat puțin în absența voastră, că na, mă gândesc că ar fi cam plictisitor să... Pe ce am făcut eu, gen, am tăiat lemne afară, am mai săpat aici în jos, am pus niște cabluri să-mi pe pereți, niște luminiții, unde dracu mai am, că nu mai am deloc. Pentru că mi-ați adus aminte, haideți să facem repede niște luminiții. Cărnița este aferentă. Am umblat o leacă pe lângă pe aici, nu știu ce se întâmplă, dar avem porci, Doamne ajută. Bun, haideți să începem să săpăm. Oh, dar nu mai am scări, mă. Trebuie să fac și niște scări. Mai am dăst? Hai că am destul. Hai să facem niște scări. Mi-a zaumat. Bă, eu v-am zis că am jucat Minecraft de mult. Cred că e o posibilitate să nu mai pun astea tot timpul așa, dar... Na, momentan nu știu. Dacă știți voi, băgați în comentarii și citește băiatul. E, râgâși tu, ce să faci? He, să fii primit. Acum, na. Ce să zic? Totul bun, totul frumos. Dăm aici că... Nimic nu este gratis. Da, hai că avem cărbune, adică nu... Nu-i deloc zgârci pe cărbune. Bun. Super. Atași că mai am și un an de zi de asta. Bravo! Băgăm așa hâști, ei, măta. Hâști, hâști. Pac, facem. Da, las, pune scară direct. Nu, mă, că e 3 real. Eu vreau să fie totul cât mai real. Bun. Hai să facem și la scările astea. Așa, să fie asemănătoare cu cele de sus. E cam gălăgioasă tastatura asta. Da. Bun, hai să băgăm și o lumină aici, așa, că deja începe să întunece. Băgăm în ambele părți, că așa e frumos. Bun, și hai să facem puțin mai repede, că bănuiesc că e plictisitor aici, zic, nu? Haide, săpăm, poate găsim ceva frumos în jos. Oh, e binevenit! Dar nu doar o bucată, nu fi. Pe bune doar două. Bă, ce bulanciu. Oh. Bun, continuăm. Ah, stați că n-am pus lanterna în partea. Ah, ba da. Continuăm. Dar nu credeți că nu l-am văzut. Normal că l-am văzut. Cum, doar unul? Bă, jocul ăsta are ceva cu noi, mâncava așa.
Ce, doamne, iartă, mă caută din sipul ăsta aici. The fuck? Băi, ești nebun, e clay ăsta, nu-i nici sip. Dă la băiatul! Mamă, dar de când e clay-ul sub pământ, mă, băieți? Că eu nici știam treaba asta, știam că e doar sub apă. Acum, na, ce să zic, Doamne ajută! Cred că aici avem o peșteră undeva. Vom verifica după ce iau clay-ul ăsta. Sper să nu-mi umplu tot inventarul. Da, lasă că-l umplem. Că o să ne trebuiască. Da. Și mai aveam o leacă de lucru. Hai că mergem sus să luăm niște scule. Și revenim. Hai că am făcut de toate, numai lopez n-am făcut. Hai că bine, ce-ți trebuie flori de lopată? Dă o dracu, așa m-am gândit și eu. Ce-ți fac cu lopată, ești nebun? Ce-mi trebuie lopată în subsol? Încolo au apărut doamnele, Clayball, pam, pam! Bun, hai să continuăm să luăm toată argila asta, că o să ne trebuie cu siguranță la un moment dat. Știu că să fac pereția din cărămidă din ea, dar sigur se folosește și la altceva, la cât a avansat jocul. Ok, cred că e de ajuns. Chiar e de ajuns, că după aia n-avem mult, o mai ținem. Și vreau să verific dacă aici e peșteră, că am auzit eu un sunet așa din partea aceasta. Bun și lapis lazuli. Ce, strică lapis lazuli? Nu, strică băiat. Bun. Hai să continuăm să vedem peștera. Unde este peștera? Ar trebui să auzim niște sunete dacă te apropiem de ea, nu? Exact ca acela. Bun, domnul ăsta e foarte aproape de noi, îl aud. Bun, și cu părul, mă. Dacă vreți voi să scrieți în comentarii, să vedem ce putem să facem din cupărul ăsta, că nu știu foarte multe despre el, știam ceva gen de roboțel. Da, scrieți acolo în comentarii și așa aflăm și noi toți ce facem cu cupărul. Bun, cred că ne apropiem. Suntem foarte aproape. Cred că încoace. Salut! Ce faci? Ce faci? Ok, azi. Bubuie! Îl păcălim pe fraie. Dar chiar punem botul. Asta tot... Da. Ok. Haideți să verificăm dacă e. O să lăsăm lumini de astea și să... O să lăsăm lumini din astea, să știm să ne întoarcem. Bă, asta ce e?
Moss block. Da, interesant. Oh, suntem deep acum. Însă, din păcate, cam atât. Nimic interesant. Fierul este întotdeauna binevenit. Mă, chiar nu știam de chestia asta. Nu știam că au băgat clay-ul ăsta să-l găsești și în pământ. Bă, am găsit ceva fier. Nu mă mai plâng de data asta. Ăsta e bun. Face băiatul ceva din el. Da, moss blocul ăsta nu știu dacă are vreo relevanță, să zicem. Dacă poți să faci ceva ca lumea din el. Da, v-am zis. Cei care vă uitează la videoclip și vreți, puteți scrieți în comentarii ce fac toate blocurile astea noi. Noi pentru mine. Bun. Hai să acoperim și să mergem mai departe. N-a sunat deloc bine chestia aia. Oh! Din nou fier. Bun, cred că o să căutăm peștera aia. Sper să nu fie aceeași, dar nu cred că e aceeași. De obicei zgomotele astea, prin câte știu eu, vin de la peșteri mai măricele. Aha, și am văzut că chestia asta înseamnă că e ceva pe lângă, acum mai nou. Bun, o să încerc să mergem puțin în față, să vedem dacă avem dreptate sau nu. Bun, în față nu cred că e nimic. Stânga. Nimic. Oricum, în caz că o să fie o peșteră mai mare, sigur o să picăm în ea, gen. Hello. Ce avem noi aici? Mamă. Da, a avansat ca lumea jocul ăsta. Bun, hai să ne întoarcem să lăsăm ce avem și revenim. Bun, hai să mergem să luăm niște lemn, să mai facem niște cufere, că, na, de la atâta muncă să strâng chestii și e bine să le salvăm, nu? Ce dracu le fac? Ha. Sunt niște amici pe afară pe aici. Eu nu cred că-i de ajuns unul. Da, trebuie să mai luăm niște lemn, normal. Da. Unde sunteți, mă, că vă aud, mă? Mă, bagabonzilor! Thank you.
Bun, hai să băgăm și noi la făcut niște fier, că... Na, dar unde e, că nu-l văd. A, uite-l aici. A, nu e așa mult, doar 14. Fii mi-ar scârbă de tine. Ăsta o să-l lăsăm aici. Bun, organizăm puțin ăsta. O să mutăm toate cleiurile astea aici. Bun, avem și ceva clei acum. Pământ, băgăm tot aici. Ce mai avem pe aici? Pietruială o lăsăm aici. Uite, granitul pot să-l las aici. Da, pune și panorama sau ce-ar fi. Lezi și diorit, o să mai aranjăm după. Da, cam atât. Băgăm și lemnul ăsta. Să fie. Mai luăm niște pickaxe-uri. Bun. Cărniță aici. Lumini mai avem. Hai să revenim. Ha, am ajuns înapoi și hai să începem principiul aici. Știți chestiile astea? Big drip leaf. Dar nu știu ce e asta. Luăm și noi ce mai găsim pe aici. Oh. Ok. Să punem și o lanternă. O torță, pardon. Aici să știm să ne întoarcem. Bun. Atât. Dezamăgitor. Încoace nu-i nimic. Aaaa, e ceva. Și aud o apă. Aud o apă. Am găsit apă. Ok. Un pește. Bun. E interesantă chestia asta cum mers pe sub apă. Hai să mâncăm ceva. Bă, și chiar așa, dacă vreau să înscriți un comentariu și cum putem respira pe sub apă în afară de poțiunea aia. Știu că era ceva cu un turtle shell, dar cum facem rost de carapacea aia? Ce se aude? Da, lăsați-mi acolo un comentariu și... Bun. O să furăm fierul ăsta, nu prea am încredere în apa asta. Mai ales când n-avem nimic de respirat pe sub apă. Ok, ok. Hare, ce faci, bă, sări? Dansezi aici? Dar cred că e timpul să ne facem un tânăcop de fier, că, bă, că pe sub apă durează extrem de mult. Hai, măcar mai sunt două bucăți, nu mă las să le iau și pe astea. Gata, ajunge. Oh, salut, domnule fier. O să luăm și niște chestii din astea. Glowberries. Bun. Așa, hai să continuăm. Vreau să adun niște fructe de astea luminoase, că pare interesante. Bun, suntem pe drumul cel bun. Ia, uite ce am găsit noi mai aici. Uite-l. Lasă-l, mă, că e bun și ăsta. Dar jos aici mai fi ceva? Nu mergem noi și până jos aici? Ce? Cred că de-abia aici începe partea interesantă. Da! Bun, stați să ne pregătim puțin. O, ieși în partea asta?
A, păi să fie primit-o fierul ăsta. Cred că mergem până sus, ne facem niște târnacoape din fier, că acum ne permite. Aici mai e ceva? Puteam să iau aurul cu de-asta? O să încerc pe bucata asta. No. Și aici e blocat încolo. Da, se pare că chiar e cazul să ne facem târnacop de fier, să putem să luăm, dacă găsim diamante, ce facem? Ne uităm ca proști la el? Dacă găsim diamante. Bun, hai repede să ne facem târnacop. Pe aici am ajuns, nu? Da. Nu știu dacă ați auzit și voi, dar s-a aude ceva. E ceva pe aici, în apă. Bun, stați puțin că suntem cam rătăciți momentan. Unde am coborât pe aici? Și am luat așa. Nu, cred că de fapt pe aici am venit noi, da. Pe sus. Hai să facem niște scări, măcar să știm. Bun, o lumină aici, chiar. Așa. Hei, unde dracule a venit apa asta? Hei. Nu strica combinații pe jos, pe acolo. Bun. Altă apă, hai de... Bun. Cred că cam așa am ajuns la suprafață, nu? Bun, și cred că trebuie să luăm în partea aceasta. Asta să putem aici o lumânare, să știm. Da, și ne întoarcem acasă să vedem cu târnacop de fier. Bun, dragii mei, și am ajuns într-un final și sus. Oh, după 150 de ani. Și hai să facem niște târnacoape de valoare. Să băgăm și recuperul aici. Bun, ce mai avem? Asta e fierul nostru, tropical flesh ăsta, nu știu ce dracule să facem cu el. Asta le punem aici, că la fel nu știu ce facem cu ele. Da. Bun, hai să facem niște târnacoape acum. Gata, am făcut și târnacoapele. Bun, mai avem 8 fier, facem ceva de armură. Parcă am fi cazul. Ce n-avem? Asta le pus în cap. Și nu știu dacă avem și de pantofi, papucetă, că... Nu, ne mai trebuie fixă bucată, dar o luăm de aici. Mă, am avut mare noroc cu astea, cu golden-urile. Cu unbreaking și projectile protection. Bun. Așa puțin. Și ne întoarcem jos. Să mergem. Bun, dragii mei, cam atât și pentru astăzi. O să mă apuc să cosmetizez holul ăsta aici, că e foarte urât, vedeți, cu alea sus, cu alea. Ce? Da, alea de dai cu capul în ele. Alea, da. O să le fac, o să pun scările frumos până jos aici. Și vedem ce îmbunătățiri estetice mai pot face doar la holul ăsta. Nu o să intru într-o mare acțiune fără voi. Și în următorul episod vom intra jos acolo în cavernă să vedem ce găsim pe acolo, că și eu sunt mai curios decât voi probabil. Bun, aici e Floro, acesta a fost și episodul 4. Lăsați și voi acolo un like, un comentariu, un subscribe și poate și un share. Și ne vedem în următorul episod. Până atunci, o zi bună, salut!